Prezent la Târgoviște, Vasile Blaga a afirmat că partidul nu are adversari interni și că cei contra cărora se duce lupta politică sunt PSD și PNL. Nu a fost și nu va fi nicio ruptură în partid, pentru că, așa cum au fost și aici discuțiile, au fost peste tot discuții între noi și e bine că sunt trei proiecte politice, pentru că adversarii noștri sunt pe partea cealaltă, PSD-ul și PNL-ul. Cu ei avem noi probleme în un an electoral care urmează și care va fi extrem de dificil și pe care va trebui să îi învingem, pentru că, vedeți, nici nu au ajuns la putere și ce declarații revanșar de fac, iar pe de altă parte n-am dorit ca toate acest set de măsuri luate cu foarte multe costuri și politice de către noi să fie anulat de un populism feroce pe care deja îl afișează. Nici Cristian Băureanu nu acreditează ideea unei rupturi în partid după momentul 14 mai. Acesta mizează pe unitatea partidului dată pe de o parte de vechi lideri cu experiență în partid, iar pe de altă parte de delegații Convenției Naționale. Nu, în partidul ăsta nu s-a vorbit niciodată de rupturi. Cel puțin moțiunea asta, din ce am văzut eu, sunt 5 membri fondatori care de 20 de ani știu numai drumul Modroganul. Eu zic că partidul va ieși mai unit pe data de 15 mai și istoricul arată că întotdeauna s-a știut să sudeze echipa la conferințele naționale PD-ului. Deși mai sunt 2 săptămâni de campanie internă, se pare că liderii PD nu se așteaptă la schimbări spectaculoase și sunt convinși că partidul va fi mai puternic după Convenția Națională. Partidul Democrat va fi un exercițiu de democrație și o schimbare de care are nevoie în această clipă. Mai sunt doar 2 săptămâni până la momentul decisiv al alegerilor. Prevezi așa ceva, schimbări spectaculoase? Nu cred, nu. Nu poți. Mai sunt de făcut, cam fiecare participat la moțiune mai are de făcut cam 15-18 județe, nu vor fi. Trendul este conturat și eu cred că este de bine.